Situația digurilor de la Dunăre a fost deja verificată la sfârșitul săptămânii trecute de o comisie mixtă. Potrivit prefectului Lavinia Crișu, digurile sunt în general într-o stare destul de bună, însă probleme au apărut la digul de la Giurgiu, mai exact din zona de ADP. Digurile de apărare ale municipiului Giurgiu necesită completări de terasamente pentru astuparea unor breșe practicate de riverani în zona silozului de pe canalul Sfântul Gheorghe, cât și lucrări de întreținere. Acum, referitor la lucrările de întreținere, de cosiri și tăieri de vegetație, acestea sunt de-a lungul digurilor peste tot, nu numai pe municipiul Giurgiu. Problema a fost semnalată imediat primăriei municipiului, care dă asigurări că se va rezolva rapid. Este o breșă de 10 metri în dreptul de ADP-ului, a fost făcut un ponton și s-a mai tasat un pic și este locul unde își lansează la apă toți cei care au bărci în zonă. Nu este foarte greu să punem 10 mașini de pământ. Deci lucrurile la ciuta rezolvată. Dacă situația o impune, să pun imediat. Și pentru că, potrivit estimărilor specialiștilor hidrologi, pericolul mare ar putea veni nu din revărsarea Dunării, ci din precipitațiile ce ar putea umfla râurile interioare, prefectura a trimis deja adrese către toate primările din județ, cărora le face o solicitare mai deosebită. Aș ruga primarii să ia în serios adresele pe care le-am trimis, să-și facă serviciu de permanență, să-și ia toate măsurile de precauție la nivel de primărie și, de asemenea, încă o dată, îi rog pe toți domnii primari, pe toți domnii primari din acest județ, ca până la sfârșitul acestei săptămâni, fiecare dintre dumnealor, pe lângă solicitările pe care eu le-am dat de pregătire curentă pentru astfel de situații, am solicitat la nivelul fiecarei primării să știm pe câți oameni voluntari ne putem baza în fiecare localitate în parte. Pentru că s-ar putea, ca într-una din zile, să se întâmple să iasă râurile din nordul județului, din sudul județului, din vest, din est. Nu avem la nivelul județului așa de mulți oameni la ISU, la jandarmi, la poliție, încât să-i împart peste tot, pentru că și dumnealor mai au și alte treburi. Nu putem lăsa județul fără apărare, de exemplu, să-mi iau toți jandarmii să-i duc să scoată apa. Mie, în numele tuturor primarilor, mi-ar fi rușine să mai scot capul în lume dacă ar veni jandarmii și poliția și ISU să-mi facă curat și treabă în comună, iar oamenii mei să stea la cârciumă, așa cum am văzut pe televizoare de nu știu câte ori. Chiar este rușinos. Prefectul atrage atenția asupra faptului că listele de voluntari solicitate nu trebuie să cuprindă decât oameni sănătoși și în putere, care să poată face față eventualelor solicitări. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis în aceeași ședință și activitatea Comandamentului Operațional pentru Situații de Urgență, care și-a intrat în atribuțiuni începând de marți și funcționează la sediul ISU Vlașca.